cădere nervoasă. De ce? De ce să mi se ia vederea și carnea de pe oase pentru a fi schimbată după o vreme în scoarță de arbore sau în fluturi de noapte? Iată-mă porni seară de seară la aprinsul lămpilor să sparg întuneric cu pietre. Iată-mă plângând cu obrazul lipit de bobul de grâu în încercarea zadarnică de a muri unul în locul celuilalt. Prezumții și viziuni în care soarele este plin de noroi și sânge în fiecare dimineață de zgură și abisuri, de parcă s-ar ivi direct din coapsele imaginației noastre. Doamne, ce imaginație! O nouă cădere, atâta până acum, și visele tulburi în care sunt invitat la masă de rudele moarte. Sunt purtat în zor de o furnică de la un bușuroi la altul, în spate și de la un cimitir la altul. Eu, semănând cu oul ei și ea, desigur, cu mama, îmbrăcată în negru. O nouă cădere nervoasă. Atsis, Poros, Tamis. O nouă cădere nervoasă de Hidas, Figidis, Efraus, o stare pe a cărei durată mă simt la fel ca Iisus, când trece îndurerat pe lângă rănile sale. Atsis, Poros, Tamis, de Hidas, Figidas, Efraus. Ne-a vorbit în aramaic. Lapte de mamă, lapte dulce, lapte sfânt, au crăpat țâțele femeilor ale tuturor femeilor de pe pământ. Stau până la gât în lapte, la fel ca măcelarii pe lumea cealaltă, în sânge de vite, în sânge de taur, în sânge de vaci, spumă de lapte și rotitoare dulbine, dacă ar mai fi și mama tânără, ar trece laptele peste mine. Încerc să fac pluta ca un copil și nu pot. Aș vrea să am aripi și nu se mai poate. Și picură lapte până și din țâțele de piatră ale frumoasei femei a lui Lot.